Bună seara stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Suntem la finalul unei zile pline, cum spuneam și acum câteva zile, încep să apară apare tot mai multe știri, lumea se agită, intrăm cumva în normalul din acest punct de vedere, normalul care era se întâmplă tot mai multe lucruri, avem și politică, avem și economic, avem și social, lumea se bate pentru un nou guvern, au loc trădări, au loc reașezări, au loc, în fine, treceri de la un partid la altul, lucrurile sunt departe de a se lămuri, ca să nu mai spun de faptul că Vom vedea lucruri interesante în următoarele luni, și poate cel mai interesant eveniment se referă la vizita ajuntului secretarului de stat american, Victoria Newland, în România, un fel de vârșinski comisar sovietic în anii 50, așa vine Newland la București. Vom vedea cu cine se întâlnește deja ea a început întâlnire din această după amiază, pare se că se va întâlni inclusiv cu premierul. Știți că anul trecut, când tot, pe la, tot prin ianuarie, când venea la București, Victor Ponta avea practic treabă rapid, pleca prin Italia la premierul de acolo împreună cu soția Daciana. Unii au spus ca să o evite să nu se întâlnească cu cu ajuntul secretarului de stat. Vom vedea dacă va avea loc o întâlnire acum, pentru că, ciudat, după ce a apărut pe surse, se pare că la întâlnirea cu reprezentanții partidelor, PSD-ul nu este reprezentat, deci partid, principalul partid de guvernământ. Sau participă din partea acestui partid Mircea Joană, care e cam de mult pe din afară și tocmai ce a anunțat că își va face un nou partid care ar urma ca alături de. PNL să guverneze România în viitor. Da, vom mai vorbi despre asta, vor fi foarte multe știri pe tema asta cu siguranță. Dar pentru că facem o trecere în revistă a știrilor, să știți că unele sunt de-a dreptul șocante și cred că o să încep cu una de acest tip și anume Fiul unui lider uh, PSD care uh, a care agăța femei pe Facebook amenință jurnaliștii. Spune el după ce a apărut în presă că tatăl său, președintele interimar de la Argeș, că nu cred că este președinte ales din ce mi-aduc eu aminte, uh, a apărut că face diverse propuneri indecente prin, pe internet. Uh, acesta a avut o reacție foarte, foarte dură, deci o amenințare pe față care nu știu cât e de în de de regulă. Deci pentru jurnaliștii de la un săptămânal, Argeșean a apărut această amenințare. Iată ce spune acesta pe Facebook se întâmplă lucruri pe care nici măcar eu nu le mai înțeleg și am văzut multe, uitați-vă și voi la listele alea, la, în câțiva ani am pierdut mulți prieteni și aproape tot ce aveam și am ajuns în situația în care o mână de oameni, deci când și cum o să murim și noi, nu mai e, nu mai e de respect, o nu are credință sau că suntem toți din același nu putem să reproducem chiar tot textul cei care au scris pot să facă asta, noi dacă ne o luăm de la CNA dacă spunem, dacă vă citim exact ce apare acolo oricum e foarte... E un, un limbaj extrem de, de, dur. Ăștia nu mai vin doar cu banii noștri sau după voi. După noi vin să ne omoare mamele, femeile, copiii, copiii tăi, da, da, ai tăi. Eu vă zic ceva, familia mea nu o să dispară doar pentru că așa vor unii. O să le extermin lor tot neamul, o să le dau foc la case, la mașini și la tot ce au știut ei vreodată. Și dacă o facem și pe asta împreună, la fel cum am făcut tot până acum, trebuie să o lămurim de la început că nu scapă viu niciunul, că ăștia chiar paralizați, orbi, surzi, ăștia o să ne caute peste tot. Și mai spune alte lucrubații, tânărul descrie un asemenea text de amenință ziariștii, să știți că este consilier a unui europarlamentar, din câte am înțeles. Deci gândiți-vă gândiți pe, pe, mâna cui este dată această, această țară. Individul respectiv, care vorbește urât și iată cum amenință, a dus-o bine mersi până acum, o duce și în continuare. Deci, după acest limbaj, tipul nu-i întreg la cap. Deci asta e prima problemă. A doua, ca amenință ziariști care au Atenție, au văzut în online anumite probleme. E cam tot de noaptea minții pentru că nu vei câștiga niciodată un mai ales că dovezile există. Iar chiar tatăl care a intervenit n-a spus n-am făcut aia, adică agă, chestiile de agățat pe Facebook. Nu. Ci a spus că e un. Știți cum e, dușmanii politici îmi poartă pică, ceva de, dar n-au valoarea mea, ceva de genul. E, nu mi se pare deloc în regulă și mai ales că, vă spuneam, tânărul respectiv, atenție, este consilierul unui europarlamentar. Iată cu ce oameni și noi în Europa, pentru că europarlamentarul respectiv, dacă l-a angajat pe amețeala uh, amețeală ăsta care a scris textul ăsta, ne dăm seama că nici el nu e o mare valoare. Deci trebuie să vezi cu cine te în... Știți cum e? Eu vorbă românească, un proverb, spune cu cine te asociezi ca să spun cine ești ceva de, de acest gen. Bun, mergem mai departe. Vreau să vă spun că suntem... Suntem în țara în care Lucrurile, ba se iau în, râ în râs, bas devin foarte serioase, dar uh, uh, cu siguranță lucrurile se întâmplă. Și vreau să vă spun că unul din lucrurile care par să fie serioase, cel puțin în ultimile, ultimile zile, în ultimele săptămâni, politicienii. Par să fie hotărâți să nu să mai dea curs și opiniei, adică la dorințele opiniei publice. Dacă acest lucru se întâmplă, vom vedea în perioada, în perioada următoare, pentru că deocamdată părem, cum vă spuneam și într-o altă seară, semnalizăm într-o parte și o luăm în partea cealaltă, cel puțin la parlamentari, e foarte ciudat, e foarte evident acest lucru. Apropo de evenimentul uh, pentru organizația PSD de la Gorj nu este eveniment. Vă spun, uh, deputatul Scarlat Iriza și a demisia din funcția de vicepreședinte a PSD-ului. Uh, nu m-ar mira să fie din unul din cei din oamenii lui Vanghelie, în cei care se rup, dar uh, eveniment poate pentru presă, pentru partii nu e, unii zic că nu l-au prea văzut pe parlamentarul respectiv și unii alții spun că nu e nicio pierdere. Nu știu acum dacă e pierdere sau nu, dar cu siguranță, cum spuneam, este, este un eveniment. A plecat puțin, bine, varianta fiindcă de fapt știți cum a făcut și Robert Turcescu când a plecat din presă, că să arate să întărească anumite chestii cu ofițerul acoperit, așa face și scalatiriza, adică demisionezi eu că mai în vârstă ca să vină tinerii, de fapt bate șaua să priceapă altcineva. Că se va întâmpla ceva sau nu, vom vedea în perioada următoare. Dar trecând peste aceste știri, o să vorbim, ne canalizăm atenția în această seară până a veni la evenimentele de la Gorj pe două probleme mari. Una dintre ele am tot abordat-o, astăzi a mai apărut, s-a mai pus paie pe foc, cum s-ar spune, și revenim asupra ei, în sensul că avem și niște cifre exacte. De fapt, numai puțin de 17% dintre primarii din România și-au schimbat, deci cam o cincime, da? Și-au schimbat partidul Anunță expert formul într-o analiză în perioada aceea de Mercato. Din cei 3180 de primari din România, 540 au schimbat partidul ca urmare a ordonanței 55 pe 2014, care a permis timp de 45 de zile aleșilor locali să schimbe formațiunea politică fără să-și piardă funcția. Cel mai mult de câștigat, de pe urma acestei ordonanțe, a avut, bineînțeles, Partidul de guvernământ care a pierdut doar 3 primari și a luat vreo 404. Județele cele mai afectate de trasee sunt Giurgiu, Neamț, Buzău și Dolj. La consilieri, 1338 de consilieri județeni au migrat către alte partide. 171, adică 12,8% la Consiliile Județene, și 4378, adică aproape 11% din 40.000 la Consilieri Locali. Și, bineînțeles, partea cu beneficiarul principal a fost Partidul Social Democrat. Știți, pe 17 decembrie am avut. Curtea Constituțională a spus că nu-i constituțională acea ordonanță și ca urmare o să vină cu o explicație și după aceea se face un întreg proces constituțional. Cei de la Expert Forum spun așa că aleșii locali trebuie să-și piardă musai funcția. Deci Curtea Constituțională a spus două lucruri. Primul că ordonanța, cităm din explicațiile celor de la Expert Forum, primul, că ordonanța este neconstituțională, al doilea, că Parlamentul, prin legea de respingere, trebuie să hotărască efectele pe care migrația politică le produce asupra mandatelor aleșilor locali care au schimbat partidul. Acum am auzit că Parlamentul are mai multe opțiuni în acest sens, în opinia mea are puține. Trebuie să spună că mandatele celor care au plecat la alt partid, în baza ordonanței, i-au sfârșit. nu cred că se va întâmpla acest lucru și mi se pare și o aberație. În primul rând, apropo de experti de genul acesta, ne putem lipsi. Pentru că, încă o dată, vă spuneam, mai întâi sunt foarte mulți juriști care spun, nu domne, aceasta nu ar fi retroactivă, deci n-ar trebui să fie retroactivă această, din acest moment n-ar trebui să mai avem situații de genul ăsta. Dar bun, să acceptăm că n-a fost în regulă atunci și că aleșii respectivi uh, au Deci au greșit mergând pe această ordonanță. Bun. Dar aleșii respectivi n-aveau de unde să știe că această ordonanță va fi dată neconstituțională. La momentul când ei au folosit ordonanța, că a fost consilier local, consilier județean sau primar, ei au știut, era, era supor legislativ, era în vigoare, deci nicio problemă. Bun. Dacă tu o declari neconstituțională și asta va face curtea că va explicita asta singura decizie normală este să spui da aleșii respectiv se vor întoarce în partidele unde au fost aleși acum e o problemă dacă la consilieri au fost aleși pe o listă și teoretic partidul îi poate retrage sprijinul și nu ai ce să-i faci, deci după ce se întoarce în partid vei găsi o justificare și îl mătrășești, cel puțin unele partide așa vor face, la primar e o problemă, tu, tu nu-l poți da afară pe primar. Primarul este ales de oameni în vot uninominal. Deci, singura variantă, într-adevăr, îi retrag sprijinul, el rămâne independent și asta este ce se întâmplă la acest moment și se încearcă o forțare, de fapt se încearcă schimbarea rezultatului alegerilor din 2012, alegerilor locale. Cea mai bună variantă, și vă spun eu că în instanță nu se facă, pentru că, bun, vrei forța să-l schimbi printr-o altă lege. Cu siguranță ăla va acționa în instanță și vă spun, Do eu sunt ales, am andus, era lege în vigoare, da? Am dreptate. Deci eu am respectat legea. A, n-a fost constituțional după aceea. Cei care răspund până la urmă sunt tot cei de la guvern parlamentul, dar în niciun caz, omul omul a respectat legea în vigoare. De aceea cred că parlamentul probabil nu va lua în discuție prea curând o asemenea situație, că solicitarea aceasta poate dura. Și lucrurile se vor rez rezolva abia la finalul mandatului 2012 2014, 2016 cum ar fi și normal. Adică. Nu mi se pare deloc în regulă, plus că, adică să schimbăm aceste rezultate. Mă refer la prima, la consilier spuneam, nu, mă, nu că nu mă pronunț. E aceea speță, dar lucrurile sunt diferite la modul, la modul de alegere. De aici e și o problemă la președinții de consilii județene, care, iată, tot suspendați, un judeam s-au făcut încă alegeri, tocmai din această idee. La unii mai sunt căi de atac, la alții sunt acasă în concediu, pe, bineînțeles, cu cu suportul sub control judiciar. Dar sunt în concediu. Oamenii acasă, bine, mersi, mulți dintre uh, cei 30 și ceva de, de președinți de de Județene care au o problemă în acest uh, moment. Bun, uh, de situația aceasta uh, cred că nu ne permitem, adică România nu cred că este atât de bogată să facă alegeri. Deci dacă facem așa, scoatem la vot, mai punem și președinții de de Județene cu probleme, deci scoatem la vot vreo 25% din din locurile, din alegerile locale. Deci facem niște, un sfert din uh, mini-alegeri locale când? În 2015 cu circa un an, că până vor fi procedurile acestea, sigur ne ucem până luna mai, cu circa un an înainte de alegeri. Are vreun rost? Eu zic că nu. Că dacă i-ai da mandata, stoia de să zicem, facem la la Gorj, că și la Gorj avem primari care au plecat și nu, mai, nu se își pierd mandatul. La Bălteni sau la Săcelu sau mai știu eu ce, pe unde mai sunt primarii respectivi, sau Marine sau pe unde mai sunt. Deci, să zicem că face alegeri cu un an înainte, da? Primarul respectiv, ales, va avea un mandat de un an. Aici e problema. Ne permitem costurile respective? Că sunt niște costuri. Nu mă refer la nivelul unei comune de genul ăsta din Gorj. Dar în toată țara? Deci gândiți-vă un sfert din buget. Își permite România chestia asta? Eu cred că nu. Și ar mai fi o problemă apropo de, de acest gen, de această ordonanță. Deci legea spune așa. Deci în momentul când se declară o ordonanță neconstituțională, și au mai fost declarate neconstituționale, se merge... În Parlament și se găsește o soluție să pui, în a, să pui ce nu este constituțional, deci să modifici. După aia merge iar reia ia procedurile, poate fi atacată din nou, și tot așa, până ajunge la promulgare. Deci, părerea mea că lucrurile se vor duce, cum spuneam, până la momentul 2016. Acum, dacă mă întrebați din punct de vedere de etic, da este o problemă aleșilor respectiv faptul că au fost votați pe o listă și au părăsit-o. Dar să vă spun, ia uitați-vă, cele mai multe plecări sunt din fostul USL. E adevărat, au trecut de la PNL, PNL a pierdut cei mai mulți reprezentanți, adică dacă am văzut eu bine vreo 200 și ceva, care au trecut majoritatea în PSD, justificând chiar că ei au fost aleși pe listele USL-ului. Uh, ordonanța, dacă știți, a fost justificată tocmai pe ideea asta că s-a blocat totul în, uh, în consiliile locale, tocmai din acest motiv, pentru că erau aleși pe listele USL-ul, nu mai funcționa. A, cred că legislația noastră are și alte hibe. Bun, dacă noi mergem pe varianta cu USL-ul, deci la alegerile din anul ăsta, păi 4 ani cât este alesul respectiv, ar trebui să fie să fie pe sigla respectivă. Nu ne despărțim că ne-am certat unul cu altul, gen Ponta cu Antonescu, și după aceea se despart toți și automat au loc în țară diverse fracturi politice și se blochează, se, se blochează tot. Deci, eu așa aș vedea lucrurile. Cum la fel, cred că e corectă, sunt corecte cel puțin două idei apărute. Apropo de politică, și anume președintele cu acel pact ala, pe bugetul de apărare să fie toți de acord pentru că altfel în momentul când se schimbă guvernarea putem avea alte surprize iar pe de alta și propunerea premierului am văzut-o astăzi prin aceea că să vorbim și pe transporturi de un pact adică să stabilim clar ce facem, cu face cât facem și să nu ne mai abatem de la asta. Da, mi se pare foarte întemeiată această situație pentru că dacă vă aduceți aminte, în 2004 aveam semnat contractul cu Bechtel pe o sumă destul de rezonabilă, care ar fi trebuit să se transforme în, în acea autostradă Transilvania care abia e începută și asta, adică are câteva tronsoane. Bun, când a venit în 2005, s-a schimbat guvernarea, a venit alianță, era o alianță între PNL și... PDL și automat uh, s-a schimbat, s-au schimbat prioritățile, s-a renegociat contractul, a urcat contractul și a mai urcat apoi și pe mea numai liberalilor și pe vremea PSD-ului le-am plătit acum o, o căluță de bani să scăpăm de ei fără să facem autostradă. Deci mi se pare mai corect ca indiferent cine vine la guvernare să știe, bă, eu trebuie să termin drumul de la Pitești la Sibiu sau eu trebuie să fac autostradă de la intrarea în țară și până la Constanța, să zicem, să facem acea, a, 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 acel, cer, a, acel traseu. Dar noi deocamdată nu prea facem. Avem acum publicat e în dezbatere un mare master plan care ar trebui să fie finanțat de Uniunea Europeană. Dar apropo, am văzut acel nu l-am în momentul de față și nu stau să-l caut pentru că mi-am propus abordare, o să vorbim într o seară de el. Faza e însă altceva. Și dacă n-am văzut eu bine, îmi cer scuze și vă rog să mă corectați. Gorjul nu apare nici la autostrăzi, nu apare nici la drumurile expres. Practic, dacă am înțeles bine, nu apărem nici măcar, deși avem un european care trece prin Gorj, nu apărem nici măcar la acele drumuri pe, pe Valea Oltului, de exemplu, nu se face, se lățește cu o bandă. E, defileul jiului care se modernizează acum nu i se va mai adăuga nici măcar o bandă. Știți că la un moment dat se vorbea că vor fi uh, două pe sens și că rămâne drumul ăsta și celălalt se va face în altă parte tot pe defileul acolo, deci paralel ca să avem uh, o circulație mai bună. Nu numai că nu se mai face asta, dar practic Gorju nu are, deci nu intră în nicio variantă. Păi bun, stimați autorități locale, stimați parlamentari, ce facem? Deci noi nu suntem racordați în momentul de față, știți drumurile cum sunt, acum se lucrăm la, bine, ne-a trebuit vreo 7-8 ani ca să dăm drumul de la Rovinari până la Sadu, dar avem o mare problemă, reparăm drumul ăsta, îl facem, cum îl facem, îl modernizăm, dar gândiți-vă că peste tot, inclusiv Dolju, este legat cu autostrăzi, cel puțin în sistemul de master cu drumuri foarte bune. Noi, Gorju, nu ne racordăm cu nimic. Aeroport n-avem, drumuri n-avem și mai zicem că atragem investitori și că vom face mare brânză la Târgu Jiu și în Gorj. Știu că cu ani în urmă e vorba de Tony Greblă, actualul membru al Curții Constituționale, când în momentul când candidatul a trecut la primul mandat de senator în 2008, ne vorbea de o autostradă care a trece pe la Craiova, pe la Târgu Jiu și s-ar duce nu știu unde și alte, și alte SF-uri de, de, acest gen. Nu se mai vorbește nimic, nimic de nimic. Cred că ar trebui să fim mai atenți cu, acest fel, cu aceste subiecte pentru că nu e deloc, în, nu e deloc în, în regulă ce facem. Adică, practic, Uh, nu cred că aceste drumuri sunt suficiente. Ca să nu mai vorbesc de o altă problemă. Uh, se, face, se, investește în drumurile de mare viteză. În drumuri cu mai multe benzi, tocmai pentru a, a fluidiza asta. Păi ia gândiți-vă momentul de față, dacă mergeți bune. să presupunem că drumul spre Rovinari a fost totul aranjat. Se, pardon, se lucrează, poate dă domnul și e terminat anul acesta. Vreau să vă spun că fim pe o singură bandă, pe sens, deci, la ore de vârf, poți să deci faci o oră până la rovinar sau în orice caz la viteza asta pentru că n-ai cum să depășești. Dacă ești la o oră de vârf, până la mergând spre Motru, vă spun eu că până ești de la, să zicem, Târgu Jiu Cornești sau târgujiu Telești, faci mai mult decât facă ea pe autostradă de la Pitești la București. Pentru că se circulă foarte greu. Și după ce că se circulă foarte greu, e, vreau să vă spun că întâlniți căruțe. Fă foarte... Cum pot să circule căruțele în gorș și mai ales în zona asta telești, dar mai ales bălești, târgujiu, eu n-am înțeles niciodată. Sunt căruțe de multe ori nenmatriculate Trec pe sunasul polițiștilor rutieri Fără nicio problemă Nu-i întreabă nimeni Am înțeles că au nu știu ce aprobare De la primăria orașului Să se ducă la piață Să nu știu ce Sunt înmatriculate Dacă sunt dar nu se vede nimic Că știți a trebuit să fie acele plăcuțe reflectorizante Aici într-o veselie Căruțele circulă pe național fără probleme Deci practic trebuie să te în... să... înnoți cu mașina Să faci slalom printre căruțe Nimeni nu ia nicio măsură Vă dați seama că vor veni turiștii bulug la Târgu Jiu ca să treacă printre căruțele care le lasă, să spunem așa, Băleștiu, Târgu Jiu, Edili și toate celelalte. Bun, trecem peste asta și apropo de drumuri. Cred că trebuie făcut ceva pentru că, uitați-vă, drumul spre Vâlcea care a fost făcut foarte bine în urmă cu vreo 10 ani începe să dea semne de oboseală. În 2-3 ani cred că va avea nevoie de reparații și ăla, ca să nu mai vorbim de, de, de deci vă spuneam, drumurile care fac legătura cu ieșirea din județ. Avem Transalpina care e neterminată și oricum ea se folosește două, trei luni pe an, deci Gorju s-a făcut câte ceva prin nordul județului, zona de sub munte, dar nu e suficient pentru ce vrem noi la Târgu Jiu. Mergem mai departe, astăzi am trecut de la una la alta de fiecare dată și ne întoarcem, poate îmi spuneam mai devreme, la început de emisiunii, mi se pare cel mai important eveniment: presa nu-i dată de, de mare importanță sau nu-i dă. Uh, se încearcă din diverse motive să nu-i se dea acel, uh, această mare importanță. Victoria, uh, pardon, vizita uh, secretarului, ajuntului secretarului de stat american, Victoria Newland la București. De ce vă spun că este foarte importantă? Americanii, clar, la noi, cel puțin la noi, la București, ei dau. Ora exact. Și de ce, cum tușește uh, ajuntul secretarului de stat, așa se vor lua deciziile la București. Uh, când spuneam mai devreme o paralelă istorică, să știți că chiar dacă o vedeți, o doamnă pare destul de hotărâtă, să spunem așa, să impună anumite lucruri. Poate că spre binele României n-am negat acest lucru. Bine, că în numele binelui pentru noi, să știți că și în anii în 45, în momentul când celebrul Vâșinschi, comisarul sovietic, trântea ușa la cabinetul regal, la cabinetul regelui Mihai I, probabil o făcea tot din, interes, din interese naționale pentru România. Deci aveau rușii, ne doreau binele probabil că îl doresc și acum americanii în numele democrației. Nu neg asta și nu am făcut o paralelă istorică, dar asta înseamnă că e și cea corectă. În sensul că chiar pe bune americanii poate ne poate doresc binele din România, deși știți, foarte mulți autori de la americani spun că binele american nu e atât de bine neapărat pentru toate țările. Iar uh, acea politică americană de sprijin a democrațiilor, de multe ori a sprijinit, istoria ne-o spune, istoria e dovadă vie, mai sprijină și dictaturi sau asta când regimurile sunt favorabile americanilor. Iar România în ultimii 10 ani, să spunem așa, este exemplu viu că nu toate lucrurile sunt așa cum ar trebui să fie. Dar, spuneam, ea vine cu o agendă, la București o agendă pe care să sperăm și cum vorbeam aseară că se vor afla și legile absolut necesare deci legea Big Brother și toate celelalte pentru că în America aceste legi funcționează pe antiteror și cred că sunt necesare dar pe ordinea de zi sunt niște chestiuni pe, pentru România ar trebui să fie bune nu încurajez ideea, deși am văzut-o pe foarte multe, multe site-uri, aceea că, vezi, Doamne, ea de fapt vine la București ca să-i spună președintelui să schimbe guvernul, să schimbe premierul, nu știu ce. Nu cred în o asemenea idee. Dacă este, există o asemenea idee, indiferent cât de corect ar fi o asemenea decizie, mi se pare un amestec în treburile interne ale României. Nu vom ști probabil niciodată ce vine să spune exact uh, ajuntul secretarului de stat. Însă uh, ar putea să dea un impuls unor decizii care sunt neapărat necesare în România. De exemplu, ar cam fi timpul să vedem uh, un nou șef la direcția Națională Anticorupție, la dicot, la de, pardon, la direcția de investigare a infracțiunilor de crimă organizată și terorism, celebru DICOT cred că e timpul să vedem ce se întâmplă acolo, adică în locul lui Aline Bica este ajuntul acum sau ajunta, dar cred că trebuie un, un, manager asumat. Apoi, la acest moment, România este să vorbit foarte mult, una din prioritățile României este clar, lupta anticorupție. Ca să luptăm anticorupție, dosarele pe care le-am făcut în anul electoral trebuie să ajungă la un final. Dar atenție, și încă o dată repet, avem dosare, sau în orice caz s-a vorbit foarte mult în zilele campaniei electorale și de alte personaje, și din cealaltă parte a spectrului politic. Nu se întâmplă sau nu se mai întâmplă nimic. Deci, dacă tot ne ajută americanii, poate ne ajută și cu Microsoft-ul, că de la ei a pornit, poate ne ajută și cei la Uniunea Europeană cu EADS-ul, să ajungem la cei care au, să spunem așa, la vinovații și mulți alții. Apropo de marile dosare, unul dintre marile dosare, e clar, o privește pe Elena Udrea sau o parte din dosare s-a tot vorbit de Elena Udrea, chiar și de alții, dar am dat acest exemplu pentru că după ce la, în decembrie părea să fie totul iminent, adică să asistăm chiar la audier și la chiar la poate chiar la o reținere. Acum lucrurile par să fi intrat așa într o vacanță prelungită după sărbători. Dar vorbind despre prioritățile acestei perioade, cred că ar mai fi două. Una foarte importantă, care, adică mie mi se pare puțin forțată, dar în fine, și anume, se referă la faptul și au tot fost ieșiri că politicienii nu respectă deciziile instanțelor. Adică, știți, e vorba cu aceea ridicare a imunității. Nu cred că mai este o problemă. Ați văzut că atunci, imediat după 16 noiembrie, s-a cerut arestarea la nu știu câți politicieni, s-a făcut rapid. Unii au demisionat gen Viorel Rebenciuc. alții s-au mai fofilat câteva săptămâni, dar până la urmă toți au ajuns tot acolo sau în, în concediu la domiciliu. Dar, Problema care se pune este următoarea, e, și aici ar, cred că ar fi puțin. Adică eu nu văd, eu cred că ar trebui să lămurim acest lucru apropo de, cu reținele acestea de 24 de ore sau chiar de, de 30 de zile sau cât mai este. Dacă cazul e de nu știu câți ani nu se riscă nimic dacă omul respectiv rămâne în libertate, îl putem lăsa să-și continue și activitatea sau îl reținem la domiciliu, tot a încetățit această idee. Dar a face, îl reținem ca, vezi, doamne, că poate influența martorii, dar nu putem să probăm o asemenea situație. Deci, mi se pare forța. Poate ne ajuta medicanii că la ei este puțin diferit. A, avem și un caz, TutorQRU Tudor fostul ministru de justiție, un băiat de altfel foarte simpatic, un ministru capabil la vremea când, când a fost pe mandat și care cade dintr-un alt alta. Știți că a avut o condamnare luată pe, pe, un dosar cu niște terenuri ale poștei române, cred. Iar acum s-a trezit băgat în scandalul Rebenciuc pentru că a cerut și omul vreo 2 milioane, 2 milioane jumate de euro, apropo, încă o dată subliniez, ce ușor fac unii banii și despre ce sume se discută la acest nivel. Și iar l-a înhățat justiția, deocamdată este sub control judiciar, dar foarte curând probabil s-ar putea ajunge să ajungă lângă Rebenciuc, Ion Adam și, și, ceilalți. Dar, apropo de, de situația aceasta, da, mi se pare, încă o dată subliniez, mi se pare foarte corect ca cei care sunt anchetați sau făcut dosare, sunt în diverse stadii, aceste dosare să meargă mai departe și cu celeritate, adică să nu mă trezesc, atenție, l-avem pe uh, Vlad Cozma la Prahova, l-avem pe, nu știu, care sunt în momentul, l-avem pe președintele la Constanța, cred că v-am dat exemplu iar dosarele lor acum să trăneze ani de zile pentru că nu prea avem cu ce să le ducem la finală, în speranța că poate mai faca Tudor Chioariu, mai calc o dată de stânchi, să-i mai, să mai găsim ceva. Deci, dacă tot plecăm mână și sunt probe zdrobitoare, hai să mergem în instanță, să vedem decizia instanței și ceilalți să plece. A încercat doar, vezi doamne, că trebuia să scoatem niște președinți din lupta electorală sau ceva, și într-adevăr au făcut câte ceva, dar nu este foarte concludent, să-mi explice încă vă spuneam. Să-mi explice și mie cum se întâmplă că în timpul verii avem breaking news, în toamnă, tot la fel, permanent, că președintele de la Constanța a fugit, se sustrage deciziilor instanței, urmăririi, bla 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 bla. Și când veni în România, le libera în după lună. Și bine, mersi, ba din contă, sunt toată și la primărie. Dacă cineva îmi poate explica mie cum se întâmplă acest lucru... Bun. Și dacă tot vorbim de agenda, de agenda secretarului de stat american, cu siguranță, cred că una din o altă temă importantă pentru anul 2015 este recuperarea prejudiciilor din dosarele penale. Uh, pentru că, atenție, iată avem și niște cifre, în 2013, în toate dosarele penale din România s-au constatat prejudicii de 2 miliarde de euro. Puțin a spunea la cât se fură în România. Din aceste, din aceste prejudicii, atenție, s-au recuperat decât 7,6 milioane de euro, în 2013. În 2014 este mai mult, dar, cum vă mai spuneam eu la o altă emisiune, ce s-a luat de la ăștia, Gică Popescu și ceilalți din dosarul transferului, do, da, din dosarul transferurilor și eventual de la Voiculescu. ai s-au fofilat sau nu știu ce. Asta este situația din România. Deci dacă tot ne ajută americanii, ar fi bine să ne spună, băi, Umblați la legislație, legislație Aplicați, dar faceți ceva ca lucrurile să stea uh, altfel. Uh, avem uh, trecem la gorj, pentru că eu încep să nu prea înțeleg mare lucru. Uh, bine, să nu înțeleg. Uh, credeți mă că am o părere despre anumiți oficiali, nu foarte bună. Citeam, apropo, de directorul general al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel. A dat el un interviu acum câteva zile în presă și care spunea că 90% din presa Gorjan ar muri dacă n-ar fi CO. O fi? Adică anumite instituții media vor trăi din comenzile de la CEO. Vreau să vă spun însă altceva, că nu mi se pare prea în regulă. Pe lângă acest lucru, el spunea că și cealaltă parte a economiei gorjene depinde de ce o, și aici sunt de acord cu el. Asta cu presa că 90% mi se pare și exagerat și deplasat. Că vorbește gura fără el, iar mi se pare foarte adevărat. E, a mai dat o declarație dintre cele dintre cele foarte ciudate și ne luăm și noi, preluăm după colegii de la Panduriu și anume directorul general al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, crede că are angajați mineri cât, cât să care cărbunele cu sacoșa la depozit, iar descoperta să se facă cu lopata, nu cu escavatorul. Uh, adică ce vrea să ne spună uh, domn director? Că sunt foarte mulți salariați. Și că uh, nu prea are ce face cu ei. Păi, bun. Dacă nu ai ce face cu ei și tu ești manager privat, nu politic, atenție, n-ai decât să iei măsurile de rigoare. Știu că sună uh, nepopulist, cum s-ar spune, știu că e dureros, dar tu trebuie să aduci compania pe ea de plutire. Deci, a spune tu că ai atâți de muncitori care n-ai ce face cu ei. E o mare problemă. Ca să nu mai spun că același manager general ne spunea acum vreun an de zile, mamă, face este direcția de pază care va prelua toate comenzile. Aiura. A strâns 100 de, de paznici și lui trebuie, știți că acum se dau oia judecată pe contractele de pază din, din, complex. Bun. E, ce ne mai spune deci, și cităm acum chiar din declarațiile domniei sale. Pardon, cităm. La 52% cheltuiel cu munca vie în minerit, mai ușor ar fi ca cei 14.000 de angajați să transporte cărbunele din cariera cu sacoșa la depozitul termocentralei, iar descopertarea să se facă la lopată, nu cu escavatorul. Cel mai mare procent îl au sârbii, 36% cheltuiel cu munca vie. Încă o dată spun, deci, un manager nu-i pus să constate doar problemele, ci să și ia măsuri. Dacă tu ajungi la 52 și sârbii, să zicem, au numai 36, trebuie să iei măsuri. Cum le iei, e treaba ta de manager. Nu cred că varianta cu trecerea unor cariere spre vâlcea asta este singura măsură pe care mai ales când ai luat-o tu, a luat-o guvernul. De fapt, asta ar trebui să și explicăm puțin situația la CEO, cine ia decizia? Pentru că avem foarte multe instituții. Și ăia de pe la Ministerul Economiei vor să... sau ăsta al energiei, că nu prea știm exact, știți că sunt minister în, mini, minister, în minister, ceva de genul, sau au fost așa, acolo se ia decizii pe seama CEO. Consiliul de supraveghere ia decizii pe seama, CEO. Consiliul de administrație ia de plus managerul general și tare mi-e frică că și anumite entități politice ia decizii în acest sector. Și cu, când există foarte multe capete, există și foarte multe probleme ca să, cu ghilimele de rigoare. Ce vreau să vă spun? Situația este cum este, dar încă o dată spun, un manager trebuie să găsească și soluția. aceea că ne facem pe reporteri, apropo, există chiar și o divizie media a complexului, au, n-am înțeles de ce, a, sunt rău acum cu colegii, să zicem, din presă, dar să știți un lucru, ce interesează pe gorjeni că să zicem, în complex mai, mai e cărbune peste, pentru 40 de ani. Apropo de un spot cunoscut. Dar asta poate cu altă ocazie. Mergem uh, mai departe. Mergem mai departe ca să vorbim de câteva um, alte știri: uh, și anume. de uh, toate știri din gorj, uh, și anume. Apropo, de ce ar trebui tot, tot vorbind de complexul energetic Oltenia, de ce ar trebui să dăm milioane de euro pe consultanță? Pe mai multe domenii că să facă niște studii de inginerie. Bun, avem specialiști la nivelul acestei instituții, directori peste directori, inventatori, și tot așa. Și cu toate astea plătim câteva milioane de euro. Deci eu zic că, apropo de firmele serioase, ar trebui să-și să-și folosească și proprii specialiști. Avem juriști, angajăm firme de avocatură. Avem specialiști în anumite domenii, folosim firme de audit și toate celelalte. Așa că eu nu prea pricep, dar poate mă lămurește cineva. Ei e, e a firmă de stat, dar parcă e cam ușor cu banul, cu banul respectiv. Bun. Suntem, cum, cum spuneam mai, mai devreme, la, la finalul unei zile cu foarte multe evenimente. Printre evenimentele din, de astăzi, ar trebui să vă spun și despre știți, era căutat un minor din Văgiulești de mai mult timp. El a fost în sfârșit găsit astăzi și avem și o premieră. Vă spun, e o știre mult mai importantă decât pare. E vorba de medicul cu Liliana Puiu Crăciun de la Serviciul de Urgență. Ea nu va mai putea practica medicina timp de un an de zile, așa este decizia instanței, mi se pare totuși blândă. Pentru că din cauza domnii sale o tânără și-a pierdut viața în urmă cu mai mulți ani. Vreau să vă spun că la medicul respectiv au mai fost și alte plângeri din, pă din păcate ele n-au ajuns în instanță sau în orice caz nu s-au concretizat. Doar acest caz s-a luat, -o, dar mi se pare o sentință prea blândă, pentru că doamna respectivă, după un an de zile, se poate întoarce, bine, mersi, la meseria de bază. Cred că problema acolo și problema este și la alte, să spunem așa, la alți medici din, din Spitalul Județean, am văzut că acum se încearcă să se ia, să se ia măsuri, sunt cabinetele private și funcționarea în în spital deci trebuie să-și aleagă odată ori una ori alta și am înțeles că asta se face iar cei care sunt, am văzut un întreg scandal în ultimile săptămâni avem medici de aici de la Gorj care țin locuri ocupate și sunt bine mersi prin țările occidentale lucrând pe sume foarte mari. Cred că e normal să lase locurile aici libere și ca să poată veni alți medici, bineînțeles dacă vom avea uh, doritori de asemenea uh, de asemenea funcție până la de asemenea posturi. Dar cred că ar fi, uh, ar fi normal să fie așa. Terminăm într-o notă optimistă emisiunea de uh, această seară. Uh, una din, să zicem, o veste bună este că vom avea autobuze noi. Dar dacă acum vreo câteva luni bune aflam că la Târgu Jiu vor veni foarte multe autobuze noi, mai nou am aflat că doar vreo 5 vin în prima perioadă, deci 5 care ar trebui să vină anul acesta. E bine, nu e rău, dar cred că e nevoie de mai mult. Știți că avem autobuze și troleibuze de vreo 20 de ani și ele arată cum arată, funcționează cum funcționează. E adevărat că nu funcționează atât de rău cum, cum, se întâmplă prin alte orașe, dar nici prea bine, prea bine nu este. Cu această notă optimistă că, iată, se mai întâmplă și lucruri bune la Gorj, la Târgu Jiu, ne întâlnim și mâine seară la aceeași oră. La revedere!